reprezentanți mass media, vreau să vă aduc la cunoștință că în cupa mea de aceste zile, Ilan Șor a fost reținut pentru 72 de ore. Ca să fie clar, vreau să fac o claritate, nu este vorba de dosarul penal în care este învinuit Vlad Vladimir, este o nouă cauză penală intentată pe frauda bancară, și anume componența de infracțiune de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani.